Stimați prieteni, vom continua să studiem școala de sabat, vom continua să învățăm din viața lui Iacov, să vedem ce lecții avem noi astăzi de învățat din această istorie și anume suntem la lecție numărul 4, Betel. Cunoaștem cum Iacov a fugit din casa tatălui său, a ajuns la un loc anumit unde Domnul i s-a arătat. Astăzi, împreună cu Vadim, vom descoperi mai bine această istorie. Vom vorbi mai mult cum anume Dumnezeu are grijă de copiii săi ascultători. Te salut, Vadim! Te salut și eu! Geneza 28:17 și Iacov s-a temut și a zis: cât de înfricoșat este acest loc. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerului. Aceasta se vorbește atunci când Iacov a visat acea scară și a dat seama că Dumnezeu nu l-a părăsit. Și a dat seama că Dumnezeu este cu el și, într-un fel, s-a temut de Dumnezeu. Să vedem ce trebuie să facem și noi ca Dumnezeu și lângă noi să fie, ca Dumnezeu să continue să ne binecuvânteze, ca Dumnezeu să continue să ne călăuzească. Fugind să-și scape viața, este primul titlu. Ce s-a hotărât Esau să facă după ce și-a dat seama că își pierduse dreptul de întâi născut în favoarea fratelui său? S-a hotărât ca să ia viața fratelui său, căruia el îi vânduse și pierduse din cauza lui binecuvântarea, pe care el deja acum o prețuia, dar era prea târziu. Și el, totuși, oricum, se dă de înțeles că avea cumva stimă față de tatăl său pe care îl iubea și zice că zilele de boce ale tatălui meu se apropie, se dă de înțeles că el a luat în serios cuvintele pe care le spusese tatăl său că simt moartea aproape. Și zice, o să moară tatăl meu și atunci fac capătul și fratelui meu ca să mă răzbun. Pentru a-l proteja pe fiul ei mai tânăr de furia lui Esau, cea a fost Rebeca selită să-l sfătuiască pe Iacov să facă și cum a ajuns ca durata timpului să fie diferite de ce se așteptase ea. După cum înțelegem aici, toți din casă se pregăteau să-l mormânteze pe Isaac, numai că puțin altfel a fost. Da, acum, fiindcă i-au fost spuse cuvintele pe care le-a spus Esau, pentru că un om când este mâniat, el nu poate tăcea. Da, nu poate tăcea. El vorbește. Și cineva i-a transmis Rebechei cuvintele pe care le-a spus Esau și acum ea, temându-se pentru viața fiului său iubit, îi dăduse un sfat ca să se pregătească de drum și îi spune direcția unde trebuie să o apuce. Îi spune din care cauză tu trebuie să fugi, pentru că fratele tău dorește să-ți ia viața. Și acum ea, putem spune, stă între două dureri, pentru că și ea se pregătea de moartea soțului său. Oricum, cred că era o stare care se vedea că este, cum zicem noi, pe zile. Și acum, temându-se și de viața fiului său, ea zice, nu vreau să fiu lipsită de doi într-o zi. Pentru că cum amenințase Esau că îi va lua viața când moare tatăl, acum ea zice, măcar să scap viața fiului meu. Dar îi spune unde trebuie să meargă el, să meargă la fratele ei, la Ban. Și gândindu-se ea că Esau va uita în curând toate relele pe care le-a făcut Iacob, zice, voi trimite după tine și te vei întoarce cu bine în țară. Totuși, dacă să mergem înainte, știind istoria, după 20 de ani se întoarce Iacob, deja mama s-a murise, nu mai era în viață, nu a mai ajuns ca să-l vadă întorcându-se din patria ei, de unde ea era născută. Cunoscând istoria, ne dăm seama că după 20 de ani Esau iese în întâmpinare cu ce gând? Ca să-l omoare. Deci da. Ura nu se uită așa de repede ca binele pe care se uită. Da, și văzând tot ce se întâmplă, interesantă întrebare este următoarea.
Cum avea să se maturizeze Isaac în cele din urmă în înțelegerea sa cu privire la dreptul de întâi născut? Văzând Isaac cum se comportă Isau, cum se comportă Iacov, Da, își aici dă seama gândul că... din spiritul profetic ne spune și din Biblie, din lecțiile anticipate, am văzut că Isaac a mai trăit încă mulți ani după acel moment de a binecuvânta pe fiii săi și prin purtarea fiului său mai mare care a rămas în casa lui, el și-a dat seama, a recunoscut că într-adevăr cel care merită binecuvântarea este fiul său mai mic, Iacob, și nu Esau. Luciditate și singurătate. Reticenți în a-l trimite pe Iacov ca moștenitor al dreptului de întâi născut. Ce apel spiritual înțelept au făcut părinții lui? Chiar și Isaac? Da, cunoaștem că Isau s-a însurat la vârsta de 40 de ani. Iacov era încă necăsătorit. Și acum ei, trimitindu-l departe de casă, simțind că și văzând cu ochii lor la ce fericire în căsătorie ajunge un om care și se însoară cu cineva care nu se teme de Dumnezeu, ea doar un gând îl face ca să cutremure. Ce se va întâmpla cu fiul meu dacă el și va lua nevastă dintre fetele pe care și-a luat fratele său? Și doar un singur gând îl face pe ea ca să simtă acel dezgust față de acea viață pe care... Și acum nu ne se spune ce sfat i-a dat mama, dar cred că și mama i-a dat sfatul, ne stă spus ce sfat i-a dat Isaac când l-a chemat pe Iacov ca să-i dea binecuvântarea în călătorie pe care el trebuia să o facă, un drum lung. Cuvintele pe care i-a spus, primele dintre cuvinte, a fost să nu-ți iai de nevastă dintre fetele lui Canaan. Și spune, iarăși, du-te în casa rudilor tale, la fratele mamei tale și Domnul Atotputernic să te binecuvânteze, să fie cu tine. Și astfel a fost rămasul bun luat de la părinți. Interesant spune aici nota. Dar el a purtat cu el binecuvântările tatălui său. Isaac își reînnoise față de el legământul, făgăduințe și îi poruncise ca moștenitor să caute soție din familie mamei sale. Într-adevăr, ceea ce a binecuvântat Dumnezeu, aceasta l-a însoțit pe Iacov. Și, cum spuneam și mai înainte, Isaac și-a dat seama că atunci greșise și acum spune că reînnoiește legământul făgăduinței. Atunci când Dumnezeu lucrează la inimă, atunci când te lași condus de puterea lui Dumnezeu, atunci își dai seama de greșelile pe care le faci. De ce este și astăzi necesar acest fel de apel care l-a făcut părinții lui Iacov? Da, într-adevăr, apelul este necesar și astăzi către tinerii care doresc ca să-și încheie și ei un legământ de căsătorie. Trebuie să luați seama de sfatul pe care l-a dat Isaac, pentru că din viața lui Isau noi vedem că zile fripte au avut părinții, cred și Isau. N-a fost și el mulțumit foarte tare de situația pe care era în familie, pentru că, într-adevăr, când cineva își alege o soție dintre cei care nu au frică de Dumnezeu, ei au și un alt stăpân. Asta este cel mai important. Și atunci când tu faci compromis, Dumnezeu nu poate să te mai binecuvinteze. Și cunoaștem că celălalt stăpân niciodată nu vrea ca în familie să fie fericire, ca să fie pace, să fie liniște. Și același scop el îl caută și astăzi ca familiile să fie nenorocite. Și acest lucru se întâmplă, de aia și ne se dă avertizarea.
sau apelul care ne se spune astăzi că Satan va folosi orice mijloc pentru a face ca tinerii să-și formeze astfel de căsătorii care nu sunt pe voie lui Dumnezeu, fără sfatul lui, și atunci Dumnezeu nu își poate aduce scopul, pentru că însuși căsătoria este o instituție a lui Dumnezeu, care a fost făcută pentru binecuvântarea omenirii. Și atunci când ea este făcută cu cineva care nu are frică de Dumnezeu, Dumnezeu nu își poate aduce scopul cu căsătoria. Da, într-adevăr, așa este. Descrieți ce experiență a suferit Iacov când a fost nevoit să călătorească departe de siguranța căminului. Într-adevăr, o experiență puțin plăcută, din cauza că nu era liniștit nici de situația în care se aflase, dar și era încă cumva neliniștit despre drumul pe care trebuie să-l călătorească. Pentru că de fiecare dată când pleci pe un drum necunoscut, deci faci griji, nu-i așa? Mm-hmm. Și Iacov acum trebuia să meargă o cale pe care nu mai mersese niciodată până acum și nu avea cu el nici compas, nici navigator ca să-l conducă. Totuși, da, cunoștea el direcția, versetul nu-i spune că și-a luat drumul spre Haran. Totuși, cea mai mare durere era în sufletul său, în inima sa. Nu avea pace, pentru că el simțise că, în primul rând, fusese ofensat prin fapta sa Dumnezeu. Și fratele său era înfuriat pe el. Și acum el era amenințat cu moartea. Și de teamă ca să evite întâlnirea cu oamenii, că își trebuia, drumurile erau care duceau prin localități. Uh-huh. Și dacă cineva îl vedea, putea să-i dea de știre fratelui său și putea să-l găsească mult mai repede. Și acum el nici nu mai putea să meargă nici pe drumuri bune, da? Sau mai bine, cărări. Uh-huh. Ci trebuia să meargă peste dealuri, peste văi, prin tufișuri, prin păduri, ca... Și aceasta tot era nu ușor și altul lucru era că se apropia și noaptea. Și era mult mai plăcut ca să nopteze într-un loc, într-o casă la adăpost, da, nu ca fiarele câmpului. Dar acum Iacov era nevoit, pentru că ziua și noaptea nimeni nu desfințase. Da. Trecuse ziua, venise noaptea și acum trebuia ca să se pregătească de somn. Și totuși a venit noaptea, cum spuneai că nu era posibil de a o evita noaptea. Noaptea a venit și să vedem ce se întâmplă în acea noapte. Disperare, apoi nădejde. Cum a fost noaptea lui Iacov? Într-adevăr, în nota precedentă ne se spune că întunericul atât de tare apăsa asupra lui Iacov, încât el nu mai avea curajul nici să se roaze, să apeleze la cel care putea să-l ajute. Mm-hmm. Dar cum se dea de înțeles aici, el a făcut acest lucru. Cu teamă, cu necredință, putem zice așa, pentru că el stătea la îndoială, îl va asculta oare Dumnezeu? Și ni se spune că el, din ceea ce avea, a găsit o piatră, a pus-o căpătâi și acolo s-a culcat în locul acela. Da. Dar cu inima împovărată, încă nu găsise pacea. Nu găsise pacea pentru că nu era sigur că Dumnezeu nu l-a părăsit. Da, era teamă că Dumnezeu îl lepădase, uh-huh, într-adevăr. Uh-huh. Când viitorul nostru pare întunecat și deznădăjduit, de ce putem fi încurajați de către Dumnezeul lui Iacov, studiind experiența, viața lui Iacov? Într-adevăr, vedem că Iacov s-a rugat Domnului. Pentru că Domnul nu vine singur așa ca și Satana la noi cu forța ca să ne impune ajutorul său. Mm-hmm. Dar făgăduința ne este dată
că Mângâitorul va fi trimis ca răspuns la rugăciunea credinței. Împrejurările poate să ne separe pe noi de cei dragi, poate să ne separe pe noi de... sau alt lucru poate să ne separe, dar totuși putem fi încrezuți că Mângâitorul va fi cu noi dacă noi îi cerem acesta prin credință. Și într-adevăr, psalmii ni se spune la 20:1-3, să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt, să te sprijine din Sion. Într-adevăr, încă nu se numea Dumnezeul lui Iacov, încă Iacov nu avea această experiență, totuși psalmul este scris nou, a fost scris deja după ce trecuse Iacov prin toate experiențele acestea pe care le avea cu Dumnezeu și de ce se dă de înțeles că acest Dumnezeu al lui Avram, al lui Isaac, devenise și Dumnezeul lui Iacov. Da. Și aceasta trebuie să ne încurajeze pe noi că neavând în vedere de situația în care ne aflăm, totuși dacă noi ne simțim nevoie noastră după ajutorul ceresc, atunci acest Dumnezeu lui Iacov poate fi și Dumnezeul nostru. El poate veni în ajutorul nostru. Da, și istoria continuă, Iacov adorme și ce s-a întâmplat în timp ce Iacov dormea și cu ce scop? A visat un vis. Și cu ce scop? În notă ne se spune ca să învețe marele adevăr despre planul de mântuire. Uh-huh. Visul a fost o scară care pornea de sus din cer și ajungea până jos la pământ și îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe această scară. Și ăsta a fost visul pe care l-a visat Iacov. Dar interesant, spune în notă, în dragoste minunată, Hristos i-a pus înainte într-un vis calea vieții. Adevărul a fost desfășurat înainte în simbol, iar semnificația lui este la fel de mare în zilele noastre cum a fost și în zilele lui. I-a arătat totuși legătura care Dumnezeu dorește să o aibă cu copiii săi. Asigurarea celor smeriți. Ce făgăduințe îndurătoare a revărsat Dumnezeul cerurilor asupra copilului său căit, văzând inima lui Iacov ruptă, căită. Într-adevăr, mai mult ca oricând, acum Iacov avea nevoie de o mângâiere. Da. De acea liniște sufletească. Și ne se spune că în vis Iacov nu a văzut doar îngerii care coborau și suiau, ci a văzut pe Domnul, care nu se uita doar la el cu scârbă, cu milă, așa, dar îi rostește. Îi rostește niște cuvinte de încurajare și spune cine este el. Spune, eu sunt Domnul, Dumnezeul tatăl tău Avram și al lui Isaac. Și îi făgăduiește că pământul pe care stă culcat îi va da ca moștenire lui și seminției sale. Îi spune că seminția sa va fi o seminție foarte mare. Și în tine va fi binecuvântat tot pământul. Și mai dă încă făgăduința nu numai pentru viitor, da? Tot ce a fost spus acum era ceva în viitor. Dar îi spune ceva și pentru el acum, pentru ziua în care trăia el. Și spune că, iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta. Aceste cuvinte au fost cei ce, cred eu, l-a întărit pe el. L-a întărit și i-a dat puteri ca să meargă înainte și să fie încrezător că Dumnezeu nu l-a părăsit, că El este cu el. Da. Ce a făcut ca visul să fie atât de important? Acea scară care a visat-o Iacov, ce simbol are ea? Într-adevăr, ceea ce este important este că visul nu a fost doar un vis, ci a devenit o realitate. Da, da. Asta este cel mai important.
Pentru că, cum înțelegem, cel care era deasupra scării era Domnul Iisus Hristos, El și este și scara care leagă cerul cu pământul. Aici este cea mai mare făgăduință, pentru că noi nu suntem lăsați singuri. În planul lui Dumnezeu, în planul de mântuire, este implicat însuși Domnul Hristos, nu este lăsat doar pe umerii îngerilor că ei să facă această lucrare. Și El a devenit acea legătură pe care Iacov a văzut-o în vis și i-a explicat cumva planul de mântuire despre care noi am vorbit puțin mai înainte, deci scopul cu care a fost arătat acestui vis. Aceasta a venit în realitate, când într-adevăr Hristos a venit pe acest pământ, El s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea nouă oamenii și a devenit acea punte de legătură între cer și pământ. Și aici se află speranța noastră. Datorită acestei legături este posibilă ca îngerii să vină, să coboare și să urce, să aducă ajutorul și să, cum spunea aici în noată, mi se pare că aduc binecuvântările Dumnezeu și înalță înapoi cererile și mulțumirile noastre. Toate acestea este posibil anume Domnul nostru Iisus Hristos. Da. Legământul solemn al lui Iacov. Ultimul punct. Cum poate fi jurământul lui Iacov de la Betel o inspirație pentru noi? Cum își deschide Iacov inima aici față de Dumnezeu? Iacov rostește, trezându-se din vis, rostește cuvinte și zice într-adevăr cât de înfricoșat este locul acesta, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și ceea ce face Iacov, sculându-se des de dimineață, piatra pe care o pusese căpătâi, o pune ca un stâlp de amintire, toarnă un dilem pe ea și face o făgăduință sau un jurământ lui Dumnezeu, că piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere minte va fi casa lui Dumnezeu. Și îi voi da a 10 parte din ce îmi va da. Și într-adevăr, cunoscând istoria de mai departe lui Iacov, el s-a ținut de cuvânt. El nu a zis, am făcut o făgăduință noaptea, eram somnoros și nu mi-am dat bine seama ce am spus, de aceea sunt liber de acest jurământ pe care mi l-am dat, bazându-se pe niște pe că era somnoros, că nu mai își dădea bine seama ce înseamnă acest lucru, pentru că cunoaștem că el mai departe devenise un om bogat și să-și dea 10 parte nu erau atât de puțin și cât omul este, are puțin bani, el din puținul lui dă puțin. Dar când are foarte mult, trebuie să dea a 10 parte tot e mult. Și acum, întotdeauna, satana este și el cu ispitele sale ca să ne facă ca să călcăm jurământul și pune la îndoială că ai spus, dar mai bine nu spuneai și acum nu ești atât de obligat ca să-și aduci la îndeplinire obligațiile tale. Dar nota ne se spune că, într-adevăr, dragostea pe care ne-a ratat-o Domnul față de noi, noi nu putem cumpăra cu nimica. Dar ceea ce a 10 parte a dat Iacov este acea parte pe care o pretinde Domnul de la noi, că noi făcând acest lucru, într-adevăr, prețuim acest dar al Dumnezeu pe care nu se poate cumpăra cu bani. Deci noi întoarcem lui Dumnezeu doar o mică parte din ceea ce ne-a binecuvântat, pentru că Domnul nu ne cere nouă totul, că noi cunoaștem că de la Domnul vin toate. Și în viața lui Iacov noi vedeam că, într-adevăr, binecuvântarea Domnului a fost cu el. Domnul a binecuvântat. Și el a promis doar a 10 parte. Aceeași lucru el pretinde și de la noi. Și, într-adevăr, sunt situații în viața noastră
în care, fiind și noi în încurcătură, promitem lui Dumnezeu. Ca și, mi-aduc aminte, un exemplu, un tânăr mergea cu mașina și căuta un loc de parcare și nu găsea, dar trebuia foarte urgent pentru că întârzia undeva. Și face o promisiune lui Doamne, dacă îmi vei ajuta ca să găsesc acest loc, promit că voi sluji toată viața. Și zice, face cotitura și găsește, dintr-o dată găsește locul. Deci, nu, Doamne, mulțumesc că l-am găsit singur. Mm-hmm. Astfel se întâmplă în viața noastră ca oameni, totuși nota ne spune că, sau vrea să ne învețe că jurământul nu trebuie călcat. El trebuie ținut cu credincioșie, căci de aceasta depinde binecuvântarea pe care dorim ca să o primim de la Domnul. Da. Într-adevăr, este o lecție importantă pentru viața noastră din acest studiu, din întâlnirea lui Iacov cu Dumnezeu aici la Betel. Și suntem chemați, în primul rând, ca să ne simțim dependența noastră totală de Dumnezeu. Nu numai atunci când ajungem ca și Iacov singuri, într-o noapte înfricoșată, dar oricând să simțim această dependență, pentru că fără Dumnezeu noi nu putem să mergem mai departe, fără Dumnezeu noi nu putem să ne educăm copiii, fără Dumnezeu noi nu putem să facem nimic. Și atunci când vom înțelege aceasta, atunci într-adevăr Dumnezeu va putea cu deplină măsură să ne binecuvânteze și va putea să fie spus și despre noi, Dumnezeul meu, Dumnezeul tău. Acesta să fie ceva pentru noi personal. Mulțumesc, Vadim, pentru acest studiu. Domnul să fie lăudat. Fie Domnul slăvit. Și dorința mea pentru noi toți este ca să-L avem pe acest Dumnezeu al nostru, care este plin de dragoste, să-L avem ca ceva cel mai scump, ca ceva care, într-adevăr, să înțelegem că nu putem să facem nicio mișcare fără El. Și atunci vom vedea cum El ne va binecuvânta. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Vă așteptăm la următorul studiu, cum vă spunem, la revedere.